La mea o carte extraordinară. Cine vrea să citească de adevăr cum se poate face filosofie după Blanca în spirit irlandian și în spiritul exegezei filosofice, recomand din toată inima această carte. Este o carte excelent scrisă. Ne aduce pe Blanca în actualitatea noastră contemporană. Bun, să vedeți că noi nu o să vorbim mai despre filosofie aici. Vor fi și despre, literatura lui Blanca. Dar s-a întâmplat ca programul să înceapă mai greu, mai dur, mai cu mâncare, să mai dur. Și o să vedeți o lecturi, o să fie aici, o să ne confirme exact spusele mele. Vă rog, doamne, profesor. Bună ziua tuturor! Vreau să felicit și eu de la început organizatorii pentru toată dăruirea pe care o au pentru organizarea acestor evenimente și mă bucur că acolo în sală la București văd și elevi și studenți, adică tineri care iată că au interes față de filozofia și față de opera lui Blaha. Aș vrea să fac o precizare de la început. Mihai Radea definea inteligența drept acea facultate care ne permite să nu confundăm lucrurile. Eu aș ține seama mereu de această definiție. Blaga însuși o face. Atunci când scrie filozofie, Blaga spune, când scriu filozofie, vreau să fiu cât mai riguros și cât mai precis. El a fost un geniu. Genial în poezie, în dramaturgie, în toate domeniile. Din păcate, multă lume care s-a ocupat de opera lui Blaga confundă planurile. Cum ziceam noi, că avem mulți filozofi lăutari. Nu numai la noi. Breaza lăutarilor este foarte numeroasă, peste tot. Și Hegel se lupta cu lăutarii în Germania, la vremea lui, când le spunea mereu și mereu că filozofia se ocupă de rațiune și nu de sentimente. Dacă încurci planurile, atunci nu mai este nimic. Din păcate, la noi până acum, mare măsură, e opinia mea, dar cred că are argumente. În mare măsură, exegeza blagiană e plină încă de lăutare. Abia se zăresc niște începuturi care cred eu că vor fi de viitor. Și mă gândesc mai ales la tinerii care ne ascultă. Aceste începuturi, amintiți-vă, dragi elevi și studenți, că a fost un profesor pe la Timișoara, cam în vârstă, cu părul alb, adică eu, Biriș, care tot cer ca filozofia lui Blaga să fie interpretată după cum ne-a cerut el. Adică în spirit riguros. Nu să amestecăm poezia cu filozofia și invers, așa cum s-a făcut. Pentru că n-ajungem nicăieri. Asta e un drum închis. N-are roade. Mă bucur că, iată, și profesorul Stoenescu de la București, dacă vă uitați în acest volum, vorbește despre spiritul matematic la Blaga. Da, cam ăsta cred că e drumul care trebuie urmat, așa cred și eu. Colegul Dragoș Gusea de mai înainte, cred că merge în aceeași direcție, dacă nu mă înșel. Suntem puțini care mergem în direcția asta, dar sper să vină mai mulți tineri. Nu uitați că Blaga, și de aici trebuie să pornim, s-a format într-o cultură matematică. Fratele, unul din frații mai mari, era profesor de matematici. Și el de mic se uita în notițele viitorului profesor de matematici, și spune la un moment dat că a văzut un semn și l-a întrebat ce înseamnă aia. Era un semn, un simbol matematic. Și zice, Blaga, toată viața m-a marcat. La liceu, la Șaguna, la Brașov, profesorul cel mai îndrăgit de Blaga, profesor foarte renumit,
cu manuale scrise și foarte clar. Era prieten cu matematicianul fratele lui Blaga și a fost profesor la lui Lucian Blaga, îndrăgit, și care, pe care îl vizita, împrumuta cărți de la el. Așa încât, pe lângă poezie, pe care eu îndemn să o lăsăm de seama filologilor, filozofia lui Blaga se cădește în spirit și în cultură matematică. Dacă nu vom înțelege asta, nu o să înțelegem niciodată pe Blaga. Pentru că așa s-a format Blaga. El, când și-a dat bacalaureatul, a uimit comisia prin cunoștințele sale despre geometrie neuclidiene și despre teoria lui Einstein. Proaspăt atunci. A uimit comisia. Un elev care absolvea liceul într-o cultură matematică excelentă. În bună măsură și-o obținuse matematica pe care o știa de la Poincaré, un savant francez. Dar, în aceeași măsură, spiritul matematic și l-a însușit. El, în timpul liceului, ne spune că a citit cam toate operele celor din școala de la Marburg, neocantieni. Deci să nu uităm. După Kant, când s-a spus în Germania cerut sub Kant, s-au înființat școlile neocantiene, cea mai importantă a fost cea de la Marburg, care a mers în direcția filozofiei matematice. Și Blaga studiase aceste opere cu creionul în mână în timpul liceului. Nu putea să ocolească acest spirit matematic. Și toată metafizica sa se construiește în această direcție. Uitați-vă când spune despre Marele Anonim că vreau să-l construiesc cât mai algebric, spune Blaga. De ce n-a spus cât mai poetic? Că nu confunda planurile. Blaga știa ce face. În filozofie a fost marcat de acești studenți din școala de la Marburg și a construit în spiritul lor matematic. Ei bine, în acest sens este și realizat și studiul meu din prezentul volum, atrăgând atenția de la început că dacă vrem să înțelegem pe Blaga, să nu uităm că el este un filozof de cultură germană. Aproape toate lucrările pe care le citează Blaga sunt în germană. Așa s-a format și este un filozof de această structură. Chiar dacă el cunoaște extraordinar de bine cultura română. Însă formarea lui filozofică este de acest tip. De filozofie germană. E bine, o problemă pe care și-o pune de la început și el atunci când se gândea la Marele Anonim, la sistemul său metafizic, este cum să postulăm acest început, acest principiu creator, Marele Anonim. Adică își pune problema originii. Problema originii și o logică a originii o găsim în lucrarea lui Cohen despre cunoașterea pură. Pentru că Cohen, întemeitorul școlii de la Marburg, a susținut și ceilalți l-au urmat că trebuie luat de la Kant, mai ales metodologia, trebuie luat metodologia transcendentală. Și o lucrare de esență a lui Cohen este Logik der reinen Erkenntnis. Logica cunoașterii pure. Ei bine, ca să mă încadrez într-un timp cât de cât rezonabil, ce vreau să susțin aici, în această comunicare, este că dacă ne uităm la această lucrare a lui Cohen, unde găsim o metodologie, de fapt, a logicii originii, are un capitol, capitolul 8, intitulat chiar așa, Logica originii, și dacă ne uităm la Blaga, mai ales în cenzura transcendentă și diferențiale divine, vom vedea că sub aspect metodologic, subliniez metodologic, găsim cam aceiași pași la Cohen și la Blaga, aceiași pași metodologici pentru a sublinia această logică a originii. În paranteză fie spus, poate cineva se gândește acum bine, dacă profesorul Piri susține că
Vlada mergea așa de mult spre matematică și spre logică, de ce n-a urmat calea lui Russell, să zicem, și azi mai logicien. Nu, pe Vlada nu l-a interesat calculul logic neapărat și matematic. Nu asta era scopul, nu asta era scopul lui, ci interesa spiritul matematic modern, de care nu te poți lipsi niciun demers, zice Vlada, pentru că așa e cultura modernă, europeană, occidentală, cel puțin, da? Nu te poți lipsi de acest spirit. Și el își propusese să lărgească votarele cunoașterii și ale logicii. O face prin cunoașterea și prin conceptele dogmatice. Mi-am permis, și mulțumesc profesorului Sofronie că a amintit lucrarea, mi-am permis într-o lucrare, în 2 ani sau 3, conceptele dogmatice la Blaga, să elaborez un model matematic al Domnului. Pe baza acestui susține Blaga. Și așa cred că putem să-l racordăm pe Blaga la filozofia contemporană. Pentru că altfel, dacă începi să vii din poezie și să vezi ce ar vrea să fie eonul poetic și dogmatic, din cultura occidentală nu te înțelege nimeni. Am fost la multe simpozioane, congrese internaționale și te întreabă câte unul seara la masă, așa, băi, voi în România totuși nu vă supărați pe mine că nu cunoscete, dar ce filozofie aveți? Păi, încep eu să spunem, Blaga. Și ce a scris Blaga? E omul dogmatic. Ce e aia? Și tot așa, nu înțelege nimic. Blaga are, într-adevăr, unele denumiri astea mai arhaice, mai neau și are și arderenisme, greu de tradus în limbi străine. El chiar a vrut să-și traducă opera în germană, în ceara și început. Și a lăsat o baltă pentru că și-a dat seama că nu sună, ca în române nu merge. Are această specificitate. Și filologii pot foarte bine în poezie să arate lucrurile astea, dar noi, filozofii, ar trebui să arătăm care e spiritul logic și matematic pe care îl urmărea Blaga. Ei bine, el a crezut că acea cunoaștere dogmatică ce vine din Antichitate, dogmele preluate și în creștinism, ne pot oferi un model de cunoaștere și chiar o logică care poate fi acceptată de spiritul contemporan științii. Și așa voia să lărgească otarele logicii și ale cunoașterii. Nu prin calcul matematic, nu se voia neapărat matematician și logician pur. Dar când acest spirit construiește, cum spune și profesorul Stoienescu în acest volum, în comunicarea sa. E bine, pe scurt, acești pași metodologii sunt următori. La Cohen, ce este? E primul pas. Întrebarea, ce este? Ce există? Răspuns. Există datul prim, original. Dar cum este ăsta? Nu este empiric. Este doar gândire. Și ce gândire? Strict matematică. Asta susține Cohen. Blaga. Ce este? Ce există oare? Păi, există marele anonim la început. Nu e empiric, ci gândit tot prin gândire. Adică rațional. Nu este ceva empiric. E prea simplu. Nu. Trebuie să-l gândești pe marele anonim ca principiu metafizic. Și cred că l-a atras și pe Blaga, ceea ce spune Cohen în lucrarea pe care v-am amintit-o, că e important aici de înțeles particula alfa privativă din dreaca veche. A ton, a ritmos și așa mai departe. Care înseamnă datul, originea, fără nicio determinare. Pasul 2. Logic vorbind, zice Cohen, oarecum în spiritul lui Hegel. Când ne-am pus întrebarea ce este, la modul cel mai general, abstract, nu poți să spui decât există, cum spune grecul antic sau Hegel, ființa. Dar care? Una nedeterminată.